Hai salut, bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit, bă, îmi dă YouTube, nu știu ce eroare, bă. Dă YouTube, nu știu ce eroare. Dacă mere, dacă se aude, e ok, lăsăm așa. Adică mă vedeți? Adică nu mă vedeți, nu m-am auzit, nu? Mere live. Să fie iubit, avem aici scos, scoatem ăsta, punem ăsta, pornim ăsta și mai avem sub jumătate de oră din eveniment, cred. Bună seara, salut. O scăpat barba. Mm-hmm. Mai avem 25 de minute, hai să vedem dacă facem un vrăjește, Înainte să colectăm de la misiunea zilnică, cred că bine am văzut, avem de dat un plus la un colier. Suzume, Nosori, Go. Bam. Și reușit, și îmbunătățit, și banul luat, banul dat. Terminat și am luat un cor. Și să ne transferăm noi la templul Oceaua și facem harta Oceaua, să vedem, nu mai intrăm în pădurea tărătătă, pa. Perfect, era prea măreață să fie murdărită și uite, chiar aici în taina serii era cineva și spărsese asta. Să dau muzica, o idee mai încet. Așa. Spontan a zis, Cala, fă-mi o poză. Și Cala m-a ajutat, nu am vopsit singur, să nu crede. Mă știu, vă, pe care zic, Cala, repede, fă-mi o poză pentru social media. Și m-a făcut și... Bă, că e bine primit, adică, na. Bine primită, ce înseamnă? Adică, na, mai vede lumea că mai lucru și eu un pic, din când în când. Un pic, nu mă super strofob. Un pic. Hai să vedem dacă luăm un vrăjește, doi vrăjește. Vrăjește cât e? 25 de milioane. Of, acum am uitat și văzui că dacă știam, off. Dacă știam, făceam 4 ore, da? N-am știut. N-am avut timp și nu m-am uitat. Îi, nu-i, bun. Ok, plecăm să vedem Metine și Boș pe aici. Hai să intru numai în Oceaua să văd dacă nu găsesc o tură de ei. O tură de Boș aici în templu. Vedem. Poate. Neața, 15 milioane reușite la ad. Bă, acum, în clipa asta, cred că îi vrăjește. Și pe aia e adu. Să mă corecteze cineva în caz că greșesc. Opa. Aici sunt mulți. Deci. Îs aici. Numai ce-o spart. Fuc, numai ce-o spart. Nu, merem până Oceaua, nu ne mai pe aici. Da. Fie asta un semn, hai să spargem și niște metine. Hai, dacă așa am găsit copacul, e clar că e un semn. Voi ce mai faceți? Cum vă merge? Ce ați mai învârtit? Cu ce vă mai lăudați? De ce vă mai plângeți? Țin să spun că... 300 de miliones. Țin să spun că e un update nou pe beta de ceva timp. Și îi... În curând o să iasă videoclipuri cu exact despre ce și ce și cum, dar pare blană. Frânghii rezistente, luăm 1.200.000. 1.200.000, nu lăsăm pe jos 1.200.000. Salut GeoXT. Eu mă lau cu 99 fire making pe HCM-ul meu pe OSRS. OSRS, oare ce este OSRS? 99 fire making pe HCMI-ul meu. Uite aici metinul care are în el ceea ce căutăm noi și mai exact un vrăjește, obiectul de la acest minunat side event de pe serverul Tiger Scott. Old school RuneScape, mulțumesc foarte frumos. Bă, RuneScape, chiar că e de mult, uite, nu știam acronimele astea, știi?
prescurtările astea ce, nu știu, nu mai ies la curent. Nu mai ies la curent că nu mai am timp, de-abia mai am timp un picuț de metinuț și cam atât. Nu mai am timp eu de toate drăcovenile care mai ies. Nu că aș avea ceva sau aș vrea să denigrez RuneScape-ul. RuneScape-ul are locul lui acolo bine definit în gameologie. Am fost Somping, am fost ai fost la Rad, am fost Somping 8, 9, 10, 11 și 12 mai am fost la Rad, dar tot a fost super pe fugă, n-am avut timp să mă întâlnesc cu nimeni din lumea metinului, să zic așa. M-am întâlnit doar cu familie. Cu familie și am fost doar pentru un botez. Asta a fost principalul motiv pentru care am mers la România. Totul super pe fugă. Încă o săptămâna viitoare, cred că definitiv am montat bucătăria cu totul. Și mai baia trebuie să o facem săptămâna viitoare și... E 90%, suntem 90% gata și putem să cileanu. O să duc calculatorul ăsta de centrul de comandă, pot să-l duc jos în camera specială. Ce bărbat bine, o, Anafule! Băiatule, uitați acolo, încă un bărbat bine, bă. Numai pept de pui la grătar, fără grăsimi și numai greutăți, ridic Olteanu. Te pup, bă, ce faci, mustăciosule? Tu meti în când? Tu meti în când servești? Mantia curajului și avem aici unde ăla? Vrăjeștele obiectule? Avem? Nu avem, a? Nu avem vrăjeștele obiectule, așa că plecăm de aici. Mai avem 19 minute de eveniment, ia să vedem dacă putem să facem ceva. Am pus niște bere la congelator, trebuie să scot în 5 minute, să vedem. Și bere care vitamine, e metin, o să revin și pe metin, Doamne ajută, dar rezolvă, adică ocupă-te de ce e mai important ca și metin înainte și metinul este aici să rămână, să, it's here to stay, nu o să se închidă azi mâine, nici poi mâine în mare forță. Păi dar cum altfel decât în mare forță? Bă, ai fi putut să-mi împrumut și mie itemele tale. Cercei cu 50 valoare atac. Scutul cu 50 valoare atac. Eu am numai cu valoarea atacului magic. Scut cu 50. Da, o să-l mărit. O să-l mărit și o să-mi iau cu aceleași bonusuri, numai 6-7, altul să bag eu again. Și vedem ce și cum. După aia. Ok, cor, chop. Chop cuțit, poate facem și level la pet, că tare mi-ar face plăcere să facem și level la pet, cor, ciobă, îi vrăjește, nu-i vrăjește, îl vezi, eu nu-l văd, dacă eu nu-l văd, nici tu nu-l vezi. Luigi, ai lăsat vrăjește pe jos, întoarce-te! Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi, în doi. Hai vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Aici a fost spart bătucit. Mă tem că mă ciucă pe aici. Plin de ei, foame, bani buni, 25 de milioane bucata pe puțin. 25 de milioane era ultima dată și se vândeau ca pâinea caldă. Și acum e și mai, cum presupun, probabil, nu știu, da? Nu, hai să vedem pe unul. DJ Luigi Aline, te pup! Dar mai intru așa, ok, mai intri și tu și joci o oră, două, când prin salut Mircea Mateș. Bă, nu știu să zic diferențe, că nu joc. Decât pe Tiger Ghost. Deci nu pot să zic diferență server poli față de țara românească. Deci cel mai bine, nu știu, ai găsit pe cineva care joacă pe ambele servere și s-ar putea spune. Deci nu știu ce să zic, boss. I am so sorry.
I am so sorry. Noi oare prindem suveran un pic de clopoțel? Oare prindem suveran un pic de clopoțel? Ia să vedem ce mai dăm la ăsta să pape. 1. Atât. Cât mai are? Mai trebuie un pic. Mai trebuie un pic. Ok. Întâia curajului. Job. Job. Nici un vrăjește până acum, bă. Pergamentul. De fapt, am uitat eu bine la dată. E astăzi, nu? Este. Este activ evenimentul. Pentru încă un sfert de oră, aproximativ. Decât pe poli. Mai bine pe carpa, uite, zice cineva. Mai bine pe carpa decât pe poli. Ai și evenimente, ai și... Mai vezi o șamancă, un pulpă, un decolteu, ceva. E un buf mai puternic de acolo. Azi, ok, deci este azi, deci am văzut bine. Am primit azi o ofertă în mail de influență reală să promovez niște ochelari de vedere sau de protecție calculator. Și am dat pe site să vă scurg, dă-i 289 de lei o pereche, adică 60 de euroi o pereche de... De ochelari anti... Arată ok, dar... Nu știu, mă mai gândesc. Depinde de voi, dacă ați avea interes să cumpărați câtva, să iau și eu un 5% din prețul lor. Lăsați acolo comentariu și mă hotărăsc. Dar tare mă tem că nu. Tot pe treabă, Ceapo, salut! Tot pe treabă, dar uite, m-am trezit super târziu că păi, eveniment... Poate o să stăm un pic și la îmbunătățește, să vedem, măcar un vrăjește să luăm, ar fi sexy să luăm măcar un vrăjește sau două sau și trei, ar fi și mai sexy. Poli e mai bun, ai atac automat, evenimente, ai suflete care îți mărește damage-ul 2x5, îți mărește damage-ul de 2.5. Poți merge la suveran că nu mai bat boxurile, te pup pe șapcă. Hai să vedem dacă prindem suveranul. Și să dăm pe suveranos. Vedem, poate vrea suveranos să ne deamos niște vrăjeștios. Punem pentru asta talismanul cu viață. Hai să începem de pe 1, 10 secunde, opa, că nu mai aici ai. Ia menem pe 2, hai. Salută Sorin Megulete, te pup. Vă pup băieți, mi-a fost dor de voi. Până la urmă, cel mai bun e ăla unde îți sunt prietenii, că așa să joci singur e urâtare. Bă, și aici ai dreptate. Marcasită roșie și... Bă! Marcasită roșie și licoare verde și... Nu vrăjește? Nu vrăjește? Ok, hai să mergem pe 3 să vedem. Batem astea și merg să... Ce faci, Val? Ești bine? Bă, toate bune, super în freză. Aseară am fost... Aseară, de fapt, ieri. Preseară, da. Am plecat târziu. Am fost de am... De am vopsit fostul apartament. Mă tem că nu o să funcționeze, că se mișcă super, 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 super încet firma care se ocupă de el și încă... Nu știu dacă o să meargă să îl putem închiria până adică la începutul lunii viitoare. Deci așa o chirie am plătit și acolo, deci momentan plătim două și aici și acolo. Cum? Astea. Da, e bine, banii vin să duc, să alții ori pierdut milioane acum, eu pentru câteva mii, știi?
E bine, e bine. Suntem bine, sănătoși. Mă uit la Navi versus FaZe. E ceva turneu de Counter-Strike. Și eu mă uitam și jucam, bă. Dacă mă uitam, am vreo 1600 de ore pe Counter-Strike și vreo 2000 și ceva de dolarei numai pe key dați, bă. Numai pe key 2000 și ceva de dolarei și măciuc. Am luat, cred că, o armă roșie și niciun cuțit. Și Carl a băgat vreo 300 de dolari și a luat două cuțite. Mă duc să mă văd cu o gagică să mă bărberesc sau mai old așa. Bă, braghe, deci eu, știi? Așa la neglijem, mi-aș lăsa barba. Finala Antwerp, ok. Cu cine ții? Cu cine ții? Bă, asta, Shelina, cred că asta e în fiecare, la fiecare event tot aici stă și tă pe un canal. Nu știu, nu înțeleg, nu o să înțeleg. Nu mă prind. Ok, hai să schimbăm pe 6, că probabil l-o bătut. Cu Navi, am înțeles. Forța FaZe, uite acolo, deja, știi? Deja vă bateți cam cap. FaZe, băi, e spectaculos. Deși eu trăiam, mă uitam des la stream-uri cu Counter-Strike, mai ales când, știi? Și jucam, numai... mă implic prea tare și am niște ieșiri nervoase urâte de la Counter-Strike. Și cred că ăsta e principalul motiv pentru care am renunțat să mai Counter-Strike-rez. Deci am rupt două birouri. Că ăsta nu l-aș putea rupe că e solid. Dar două birouri am rupt și mi-am și luxat pumnul. Că dădeam așa, buf, buf. Și cu Carla, Vali, nu mai da, că m-ai speriat, că nu știu ce. Și de asta nu mai. N-aveau tot câștigat, merită și FaZe să câștige. FaZe nu l-au pe One Tap King, pe ăla, pe cum îl cheamă. Cum îl cheamă pe One Tap King? Ăla ce-i așa și un pic, cum îi zice? Narcisist. Un pic. Cine e One Tap King-ul? Cum îi zice? Salut, Cătălin Dumitru. Hai, cine îmi zice? Cum? Acum îmi vine numai Pasha Biceps, dar nu el. Cum îl cheamă? Simple Beat. Bă, Simple Beat, acum e number one. Am văzut un clip de-a lui să mă cac în sus. Dar unul mai clasic caut aici. Unul mai clasic. Simple Beat acum ai de capul meu. Eu caut unul mai clasic, cu sprâncene așa proeminente și cu o șuviță așa de țuc și o boogie. Simple Things e number one acum, da. Eu caut unul, fostul One Tap King, no. Nu știu cum îl cheamă. Nu Electro. Hai să vedem cine îmi zice ce caut. Nici eu nu știu ce caut. Deci să vedeți că mai avem 8 minute și nu luăm niciun vrăjește. Și acum schimb așa canalul și merg să-mi duc o bere, dăm jos și tricou. Nu dăm jos tricou, dăm jos bluza, ne lăsăm în tricou. Twist, Electro, nu. Nu-mi vine. O să mi-amintesc și o să vă zic cum se cheamă. Ropes, nu. Noroc, băieți. Deci Ropes. Pe live ca Taker, fără tricou, nu. Cred că de vreo 2-3 ori mi-am rupt tricou. Odată când am făcut un spoof, și m-am dat la half, hai să o dăm parte în parte. Gianni Cora, salut Vali, cum e în casa? Bă, salut Gianni, este altă viață.
este altă viață și nu mi-am imaginat că o să fie atât de dificil să ne stabilim, să ne mutăm, să terminăm cu toate, știi? Ma cu trei copii nu e ușor, bă, știi? Cum începem să meșterim ceva și ei acolo, pe noi, știi? Îi lăsăm să joace în grădină sau ceva, nu unde, dacă facem ceva acolo și ei. Suntem bine, mai baia trebuie să o aranjăm. Și e tot ok. Rain, Papa, Rug, Olofmeister, nici Olofmeister. Stai că mă amintesc eu imediat. Stai că mă amintesc eu, it's my old school, no? Nu m-am mai uitat acum eu super recent la atâta Counter-Strike. Dar de ăsta de simple am văzut că e mama mersi. Da, ceea ce caut eu, ăla pe care îl caut eu, se numește, stai să vedem. Scream, așa mă. Cum am amintit? Pe 4 am fost sau nu? Scream! Mai old school. Cred că am mai avut, nu știu dacă tu ai ăsta, dar mai atins subiectul ăsta pentru player de nivel mic. Cred că răspunsul e clar că nu aduc atâția bani de jucătorii de level mic. Adică una sunt chestiile de care are nevoie din item shop un jucător de 75, alta e unul de 55, alta e unul de 90 și alta e unul de Iohara, știi? Altele sunt itemele de care are nevoie într-una din item shop, știi? Că pe lângă cadele, costume, arme, nu știu ce, mai ai nevoie de un pet premium, mai ai nevoie de rune sungma, eu știu, de bilete de intrare, de, știi? Și cred că costurile unui update pentru jucători de level mici exclusiv nu sunt nu se merită practic. Și mai vine prăjește obiectul, uite că am luat unul cu 4 minute înainte de a se închide eventul, deci făcurăm 25 de milioane. Și în partea a doua, adică cealaltă parte a problemei este că jucători de level mic, ce mă oprește pe mine, un cont de 120 full, să-mi echipez un jucător, un caracter de level mic și să-l bag acolo să, uite ce să vând cuferele, Doamne ajută. De? Să-mi echipez un player de nivel mic și să rup, să iau fața celor care nu au caractere mari gen. Și aici ar fi nedrept și incorrect și nu știu ce. Și până la urmă e tot pentru ea de level mare, știi? Update-ul pentru ăștia de level mici. Deci sunt mai multe aspecte. Acum, nu știu, ar trebui să faci o... să scrii o scrisoare direct celor de la Gameforge, la game developeri, de exemplu, la Webzen, și să întrebi exact cum ai întrebat pe mine și ei poate pot să-ți da, dacă vor, un răspuns mult mai, știi? Mult mai din inside. Eu zic numai ce cred eu, cum cred eu că funcționează, că am acum un pic așa de habar, o idee mică vis-a-vis de cum funcționează mașinăria. Nu e frumos, dar e sănătos. Respectele mele, Vali, Kabum Bog, te pup, salut, bună seara. Trafaletul la putere, ai avut spor, salut, salut, crocodile. Bă, am terminat două camere. De fapt, am terminat o cameră și hall-ul și mai rămân trei camere. Și am apelat la taică-miu și sper că el să rezolve problema săptămâna asta. Pur și simplu se puiza și eu și Carl la multe schimbări, multe stresuri. Acum așteptăm să primim răspuns de la grădiniță că... am înscris fetele la nu știu câte grădinițe, trebuie printr-un portal, tot online. Și încă nu am primit niciun răspuns, știi, să înceapă să meargă și ele la grădiniță din nou, să aibă și ca la o viață mai ușoară, gen. Le mamă câtă sticlă.
La ce te referi? Cât... A, în spate? În spate sticle sau nu știu la ce te referi. În spate e terasa, numai nu-i făcut curat și e deschis? Da, e deschis. Numai nu am făcut curat. Încă mai e niște mobilă pe acolo. Hai să vedem dacă mai luăm unul, mai avem un minut. Salut, ce mai faci, Luigi? Când te mai întorci? Pa, am fost super scurt acum în mai, luna trecută. Am fost super scurt la un botez. Și nu știu dacă o să mai mergem anul ăsta. Deci nu știu dacă o să mai mergem anul ăsta. Mai am sfârșitul lui iulie și începutul august, câte o săptămână de concediu. Da, acolo am vrea să mergem în Italia, dacă o fi bine. Mergem la Veneția, că de aici până la Veneția vreo 600 de kilometri. Deci s-a terminat și am luat un singur vrăjește. Hai să batem și pentru niște îmbunătățește. Na, ce să zic. Hai să batem și pentru niște îmbunătățește. Să vedem ce și cum. Da, e sticla de jumate. Sticla de jumate. Eu aveam tot sticle de 330, berea mea preferată. Aici nu găsesc Frankie, magazinul ăla, să-mi iau berea aia, dar de fiecare dată când o să merg în Nürnberg, o să o iau. Cam de rezervă. Cum beau bere normală. M-am prins. Iskander, ai băgat banii aiurea, vând atâția oameni buni și tu ai băgat în Game World să-ți bonusezi tu iteme. Normal că n-ai făcut nimic. Bă, bunătățirea, uite-l primul. Bă, dacă ar fi fost legal să cumpăr să cumperi voni cu bani, recunosc că și eu aș fi cumpărat. Ce? E cea mai ușoară metodă de a avansa în joc, știi, dacă ai bani. Deci dacă ar fi legal, mai că aș fi cumpărat și eu, știi, 1000 de voni. Nu mai trebuia să mă coiesc, să farmez, să nu știu, nu am direct ce-mi trebuie din joc, știi? Șeful, ce bere dorești? O, Aline, uite, stai așa. Stai așa că îți dau un... Vă dau un link cu berea mea preferată. Uite-o asta. Stai așa. Pardon. Stai că pot să salvez imaginea. Berea mea. Uite, o pun pe desktop, berea mea. Stai așa. Bam. Image. Berea mea. Create new. Stai așa. Pe desktop cred că s-a salvat. Stai așa, să o vedeți. Bam. Uite-o. Bam. Bam. No, asta e berea. Asta este berea mea care o beau de aproape un an acum. Uite, dacă e de pe site, e 2,90€ una. Și dacă e de la Frankie, îi pun euro și ceva una. Deci e absolut fenomenal, exact pe gustul meu. Îi bă, o bere care o beau efectiv de plăcere, bă. Deci, the shit, berea asta. Am descoperit-o întâmplător că tot încercam IPAs de astea, Indian Pale Ale. Ce zici de chestia cu 9 euro pe lună? Respect. Da, nu știu cum o să influențeze de chestia asta. Deci cred că o să fie totul arhi plin. Toate trenurile, toate mijloacele de transport.
o să fie arhi pline, știi? Deci în Germania acum de la 1 iunie se bagă tichet cu 9 euro. Poți călători în toată Germania cu el. Tren, metrou, tramvai, autobuz. 9 euro și o să țină vreo 3 luni. Știm de 3 luni, gândiți-vă. Și abonament pe o lună o să coste 9 euro. Asta e wow. King Napra Rote, pup! Salut! Nu ți apare pe Metin 2. Uite aici ai ce și cum trebuie să faci. 9 euro pe lună, da. Am zis 9 euro biletul? În fine, am greșit. Bă, o întrebare importantă. Merge stream-ul pe 90p? Pe 1440p sau nu? Că de asta mi-a dat ceva erori. La început. Aha. Verificăm. Mergem, ok. Meti, nu tă, nu se vede, așa? Deci Meti, orice face, nu se vede. 140p, ok. Fost un mic experiment, nu o să se mai repete. Nu o să se mai repete. Vede ok. Am făcut mai mult pentru cameră, pentru chelie. Bă, am Muian Cam-ul, l-am găsit azi. Următorul live o să fie cu Muian Cam. Cer scuze dacă s-au văzut plombele. Ai dreptate, deci eu aici pe Tiger Ghost știu o grămadă care joacă 3-4 luni, fac iteme de 1000-2000 de voni, vândă-te itemele, vor făcut pauză de o lună, după lună vor să apuce iară și cumpără iară iteme. Și asta o treabă, na. Bunătățire obiectului. Bă, nu mai prind că am văzut că m-a copiat Cerebel. Ce știe? I-am și scris, bă, cu aia vezi că... Nu știu, măcar zi, dăm și mie un shout-out și-o zis, da, ce shout-out să-ți da, că nu este. Du-te, dracu. Nu mai port. Dacă îl vedeți pe Cerebel vreodată, zic, bă, coaie, de ce l-ai copiat pe Luigi? Caseta de fier, uite aici cum stau banii, uite. Unde e caseta de fier? Uite-o. Bam! 2.222.000. Nu mai prind că... Nu știu, nu vreau să zic că m-am maturizat neapărat. Știi, Alin, te pup, bună seara. Pur și simplu că am avut-o mulți ani, tot așa prinsă. Și aș putea, dacă mai îmi las vreo 3 săptămâni barba, să mai lungească, știi, să nu mai tai vârfurile, aș putea din nou și probabil cândva o să port din nou, știi? Că, nu... Inelele alea de barbă au costat o grămadă de bani și de-a lungul anilor, o bună parte din voi, cei care mă urmăresc, v-ați lăsat barbă și o foarte mare parte m-ați întrebat de unde ți iei inelele de barbă, ce îți pui podoabele de barbă. Și am fost așa, știi, plăcut, surprins și foarte bucuros să vă pot ajuta să vă împodobiți și voi barba. Ai dreptare, Vex, nu știu ce a fost în capul meu.
Nu știu ce a fost în capul meu, am zis să am și level campion, dar o să mergem și Niohara în curând. O să mergem să violăm în stil barbar și Niohara în curând, ok? Și o să fac un alt caracter pentru pădure. Adică o să cresc un cont de pe același, un caracter de pe contul ăsta cu care să farmez pădure, nu? Nu știu, m-a luat valul, nu? Ce mai întâmplă? Mă duc peste ei că stau în Germania, mă, nu știu dacă apui să mergi tu peste ei sau... Nu știu, nu, aici polițiștii au pistoale performante, știi? Și... Nu sunt ca și aia din România ce să chinuie șase să imobilizeze un om, știi? Nu știu, te somează, dacă nu te-ai ăsta, ești, nici nu știi cum, știi? Pupi asfaltul. Pui mei, nu. Nu cred că e o soluție cu mersul păstă ei sau... Violența, în general, nu e o soluție. Te vedem acum situația actuală, războiul, știi? Deci violența, în general, nu e o soluție. Nu, tot war aura. Mm-mm. Tot war aura fac. Dar aș putea teoretic și sura. Aș putea teoretic și sura. Dar dacă fac sura, o să trebuiască să cumpăr... O zodiacă sau o otrăvită. Adică l-am în zodiac, știi? Eu aș pune Tower ca să pot folosi itemele, știi? Și l-aș face 105. Aș face 105 ca să pot spune itemele de pe Luigi, că sunt mai econom sau așa. Ce tastatură, uite, ori ăsta, ori ăsta-l fac. Nu știu, dar cred că ăsta. Am un Logitech G213. Cu membrană, după ce mi-am futut 3 Logitech G918, G900 nu știu cât, Orion Spectrum, fiecare 130, 40, 50 de euro, mecanice. Am zis să-mi iau pe membrană, a fost 40 de euro, pentru că tot timpul se întâmplă. Da, acum am un cup holder și ar trebui să nu se mai întâmple. Vede? Nu se stai. Am un... Uite, am un de ăsta de ținut cănile. Aici pe birou. Are și Alin 1. Și să-mi țin aici berea de acum. Și nu știu ce era pe birou. Și ar trebui să evit să mai stropesc tastatura. Gen sau să îmburde ceva pe tastatură. Și aș putea să-mi iau încă una mecanică, dar nu știu. Nu știu. Mere și membrană. Licand de 105? Îmi trebuie iar un rând nou de iteme dacă îmi iau licand de 105. Oare 105? N-am nevoie de biolog. Alchimie opacă. Mitică și da. Păi mai fac roșii de cercei cu 50 de valoare atac, adică mai schimb pe ăștia. Ăsta l-am. Ce? Uite, 25 de milioane bucata. Făcurăm numai unul, bă. Uite, încă îmbunătățește. Parcă aș merge și la niște metine. Să mai încercăm niște metine. Dăm și la asta de mâncare. Ok, numai două. Mai arunc din cărți. Unde pui aici? Îl punem aici. Mhm.
Car mai... Mantia și pergament. Mai un job aici. Și am plecat. Hallo Meliodas, wie geht's, wie steht's, mein Freund? Uite pergament, uite cum stau banii pe jos înfermecată, bă. Uite cum stau banii pe jos înfermecată, bă. Ești nebun? În ce bai schimba? Nu am... În ce să bag? Eu sincer. Cred că le vând, că spus pe făcut bani. Vreau să strâng 1000 de voni. Am, cât am? 90? 90. Hai 900. 10. Eu ăștia dau cu magie în mine și eu nu am vânt deloc. Ok, și am plecat. Ia să pun și talismanul cu vânt. Mai aruncăm cărți, atac. Talismanul țin. Fără nu. Funcționare nu. Ok. Mulțumesc, Gonzo, te pup. Un bun prieten de-a meu, Silviu Roț, cunoscut și sub numele de Gonzo. Dar nu ești el, că te mătai. Silver Eyes am făcut unul singur, 25 de milioane. Deci uite, am câteva de site, 5. Le dau toate 5 cu 4 voni. Și ăsta cu B îl dau cu 25 de milioane. Te adaugă 10 milioane bucata. Mă, ce mai la... 12 minute, costum, pompier, 60 de zile. Pare inegociabil. Știi dacă vrea cineva la comandă să-l iau? Dacă se merită, îl iau. Știi dacă nu aveți MD-uri și vrei o bucată? A, dar nu, că e și petul și nu se merite, da. Nu se merite că e și petul și ăla nu e negociabil, da. E cu cap, e cu cap. Da, e negociabil. La site-ul respect, ok, ok. Asta era varianta a doua de unde vine Gonzo, știu, știu, știu. Ce ai mai pe war? Păi n-am mare brânză. Uite, am colierul ăsta cu o metine, am ăsta cu o metine. Cam atât. Mai am papucii ăștia cu 40 valoare atac, 10 critic, 1000 PV, 1500 PV. Voi fost ăsta nu, trebuie schimbat. Ăsta trebuie schimbat, brânză. Deci n-am mare brânză pe war.
Crocodile s-o tot mira că dacă bag și pe și tot dau 40.000 pe critică, știi? Să se miră și el cum dau atât dacă el nu dă mai mult de 35 sau gen. Se merită, îți dă 3%. Păi eu numai ce luai costum de 60 de zile. M-am căcat pe mine să îi pun 3 bonusuri, de-am băgat de 400 de milioane, răjește-ne. Mihai Nicolae, speechless, vă salut! Le-am băgat o măciucă. 30 atac cât mi-a intrat acolo, n-am mai intrat pe joc să schimb. Mm-hmm. 83. Ținem astea, mai aruncăm ce nu ne trebuie. Aura, asta e bună. Iureș nu. Atac nu. Talisman da, armură vrăjită da. Corp nu. Reflexie, cred că-mi trebuie. Suflet trup roșu nu. Ia să vedem. Fasole dragon verde, hai că asta e bună, bună. Avem câteva, cred că o să vând. 85 de fasole verzi, 4 nu se pot, cred că nici vinde, nici negocia. La 81, nu știu, nu știu cât e o fasole verde, mai e 20 de milioane. Bucata, că dacă mai e 20 de milioane bucata, cât facem? 5 cu un von, 50, 10 voni, pe 36, 16 voni. Le dau cu 15 dacă mai e 20, nu mai știu, mai știu us. 13, 14 milioane, aaa, sor ieftinit, așteptăm să scumpească. Nu e problemă, am văzut și cu 20 de milioane. Așteptăm să se scumpească și no stress. Atacul sabiei, druncinare, hai să vedem ce luăm aici. Unde e cartea aici, bam. Atacul sabiei. Știți poza aia cu toată lumea mă urăște și îmi zice nu știu cum. Prima oară crezi că e aura, dar de fapt nu e. 7 milioane era, așa s-a ieftinit. Înseamnă că au început să pice bine. Și ce rubin aveți? Opac, dau ceva frumos. Nu am opac, am clar. E singurul care e, da. Singurul clar. Singura alchimie clară e ăsta. Anyway, ok. Și pe ăsta ascuns aici. Poate trebuie să-mi duc șamanca să îi dau niște buziuri. Sau aș putea să merg să fac niște dragoni. Am biletele alea în inventar și n-am mai fost de mult. Mă bine scap și de bilete. Și facem și 4-5 voni. Ca pe fugă. Hai pe fugă. Roro. Ia să vedem.
Așa, bun. Hai mai spargem ce metine mai găsim pe canalul ăsta, după care merem la dragon. Adică după care trebuie să iau niște cărți. Și pe aia mergem la dragon. Asta nu mai trebuie. Din ce spui că faci cel mai bine banii la level mic? Cred că cel mai bine din intermediari barbut. Pardon. Nu știu, minerit, făcut energie sau fragmente, gen. Nu știu, nu-mi vine acum un răspuns ca să zic 100%, uite așa, faci cel mai bine bani. Am văzut că, da, sunt mulți care intermediază. Mai aici nu prea să joacă barbucă, sunt mulți străini și... Nu știu, e ceva mai românesc barbutul. Se mai joacă și aici, dar nu. De asta a plecat și Taker, că nu au avut ce intermedia pe aici, pe Tiger Ghost. Mare brânză, știi? Nu v-a făcut atâția bani și de-aia. Hai pe unde să joacă mai bine, barbut. Herman, Servus, hai! Salut! Te mai găsim un metin. Ciop, ciop, ciop. Toro-to-to-to. Nu mai găsim un metin, ok. Ne lăsăm uciși de acești monștri de aici. Mor, zice Bianca. Mor. Why? Why mori? Ce am zis ceva sau am făcut ceva? A, de intermediar barbu, da. Păi pe asta cred că, nu? Trebuie să ai la sfârșitul numelui int și skin-uri scumpe. Deci iteme de căcat, dar skin-urile să fie scumpe. Și te califici să fii intermediar, știi? Vreau să călătoresc, da. Păi nu am dreptate, ia ziceți. Nu am dreptate. Nu este așa. Puterea înțelepciunii, 24 de ore, ok, da. Vreau. Te vreau în viața mea, Urielule. Canalul 1, suntem, hai să cumpărăm niște vuziuri. Luigi Int, da, fac Luigi Int și YouTube, sau nu? Bă, le zic lui ăștia să-mi scrie, în loc de YouTube, să-mi scrie Int, aici la nume, intermediar oficial al serverului Tiger Ghost, să fi singurul intermediar oficial, Int în paranteză. Bă, deci aș intra numai să intermediez și aș face de 10 ori mai mulți bani decât acum că farmez ca un bou. Și n-aș avea nevoie de toate consumabilele astea, știi? Și cred că ar fi... Bă, de ce nu m-am gândit, bă, de la începutul serverului, bă? Să fi fost în puii mei intermediarul oficial la toate astea? Hai de capul meu, voi dați seama acum ce... Bă, eram acum number one. Deci eram acum number one, bă. Of. Poate într-o altă viață, nu știu ce se. Înainte să vin pe Tiger, am fost pe Carp. Am trăit mult cu impresia că Int vine de la inteligență. Păi să știi că s-ar putea să fie o corelație acolo, știi? Adică, bă, trebuie să-ți meargă bibilica acasă, știi? Ca să fii Int, adică nu oricine poate fi Int. În o secundă, unde ești tu, România? Ia să-mi spui tu mie. Aici ai. Domnul
Bun. De ce numele? În fine. Așa, deci am luat o grămadă de astea. Eu spun la Breas le-am donat. Uite că mai trebuie mai un picosit, o să o facem 24. Poți și eu să pun gheața aia pe arcul ăla. Șmecher, ștecher. Deci trebuie să închid fereastra. Trebuie să o deschid. $999 costumele. Nu, no, ar veni, dacă aș lua voucher, ar veni 20 de voni. Și... nu. No. A-a. Thank you, but no thank you. Mă rog, băieți. Că n-aș fi avut nicio concurență, că aș fi avut numele în paranteze, era incontestabil, indubitabil că eu aș fi fost intermediarul oficial. Deci îmi băgam demisia la lucru, nu mai intermediam pe Metin. Bijuteria răului, fantastic, încă 5 bijuterii și... Uite, am și uitat să duc de atâtea ori. Sănătate, Gonzo, te pup. S-a dus și visul meu de a lua maniu pe care l-am pierdut ieri la licitații. Bianca, uite, m-am gândit eu pentru tine. Și am zis să iau... Stai, nu aici. Și am zis să iau 3. Am luat 3 mani. Dacă ai nevoie de skin de mani pe un mistreț, îmi dai un PM, îți fac un preț bun, ok? Îți fac un preț corect. Știi cumva pe când pradă rege sau ok? Știu, Eugen, dar nu pot să dau din casă. Cât era mani ieri la licitație? Nu mai știu să zic. 80-90 de MD-uri, ceva de genul. Pe 7 zi am luat 3 că... Mi-a scris mulți, bă, ai money și am descoperit Pizza is Love. Deci urmează, ce urmează? Nu urmează, bă, nu urmează, urmează. O să fie cândva. N-am zis eu că urmează. Mă uitai și cred că aici mă uitai. E pradă sau ok, mă, pradă sau vine? Nu știu, bă. Doar la licitați sau uneori să mai bagă și în item shop. Mai am aici unul de 26 de zile. Ok, eu merg să mai îmi duc o bere și să fac un țâș. Și revenim imediat cu dragonul. Ia să vă pun aici să nu vă plictisiți. Pa. Metin 2 te așteaptă cu o mulțime de servere permanente, speciale și temporare ce-ți satisfac toate dorințele. Creează-ți un cont chiar astăzi și alătură-te prietenilor tăi în lupta împotriva forțelor răului pe serverul visurilor tale. Metin 2. Joacă gratis acum! Da, doamnelor și domnilor, și am revenit. Așa. Bam! Astea sunt cele mai bune sticle pentru bulion. Astea să pui bulionul, au mamă. Auzi acolo, auzi acolo. Auzi acolo.
O lua prin surprindere, prin învăluire. Noroc. Ok. Ok. Bun. Sau țuică. Pâri eu paca pe tine, bagaia. Pârâie opaca pe tine. Bulion, da? Mai pun pariu că majoritatea dintre cei care pun bulion au pus bulion în astfel de sticle. Este sau nu este? Excelenta nu pâria alea face prr, 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 pra. Uia ca așa. Hai să dau, nu dau. Permanente, cică bă, și server permanente, nu? Adică ce-i permanent în viața asta, știi? Aia zice caș, caș, caș. No, buonasera, pachite, pup, hai sănătate și noroc. Ah, Pachi. Vrei să te învăț să scoți ciobul de pe FMS cu târnăcopu? Da, cred că am greșit drumul. M-am învârtit în cerc o dată. O fura peisajul! Doamne, ce prezență incontestabilă pe acest live! Pachi băiat fain, bă. Pachi băiat fain. Sună promițător. George, băi, bă, ceva în privința asta, boss. Stai să văd dacă mai știu drumul. Sper că am luat-o bine. Nu știu, dar sper. Bine că băgai critică pătrundere bun. Bă, fiecare ce poate, nu știu, nu. De ce numere asta? Nu știu de ce numere. Vreau să verificăm. Cine live? Oul cu barbă, bună seara, bună seara, Tritonix, te pup, cheschet tu fe. Ce mai faci? Tot așa de gros te caci! Să trag asta mai încoa, să nu mă plec. Ai reușit să pui mâna pe PC, bravo, sincer. Am reușit să pun mâna pe PC în urma unor circumstanțe fericite. Prin care copiii sunt la bunici și cala s-a dus după ei. Și doar așa am reușit să un pic și eu computerizez. Deci s-a auzit? Bă, Luigi, fă-ți barba albă să arăți ca vrăjitorul din Goz. Mă mai gândesc, Striker. Mai prins, am mâncat niște caș de vacă și m-am consumat. Ai... Abant, ce bere aia? Bă, Geldmeistere, eu
Nu-i berea mea clasică, uite, asta e berea mea clasică, ce-o beau, ce-o beau de aproape un an încoace pe fiecare live, indubitabil. Pardon. Pardon, doar că asta nu se găsește decât la Frankie's, că trec un mer și aici nu e niciun Frankie's. Și drept urmare beau de asta. Capuținer Weissbier. Cu Bugelverschluss. Noroc. Muri, muri, no. Nu vă zurăți, dar vedeți acum. Ia să bag eu unde ăla, mă, de experiență, că am o presimțire că am pierdut la experiență aici. Unde-i? Uite-l, bam, bun. Pe aici în sus, cred că, bun. Vreau să învăț germană, se poate apăr selbstverständlich? Warum sollte das nicht funktionieren? Câte bere aveți în Bayern pe aici, nu am văzut, bă, s-o grămadă. Și fiecare sătuc pe aici are fabrica lui de bere. Deci până și aici unde ne-am mutat, în Neumarkt, e un orășel cu 40.000 de locuitori, are fabrica lui de bere. Gänsebrau. Distileria Gâștii ar veni cumva tradus. Dar bună, băubilă bere. M-a întrebat mai devreme cineva, Bianca, pe la începutul live-ului de bere, știi? Și o căutai pe net și găsi poza și o downloadai și am pus-o. Ce am acum? Și în viitor numai bere de astăzi beau. Și vă recomand și vouă. S-ar putea să vă placă. Silver Eye zice Universul a vorbit să intru pe live. Să-mi amintești că am o bere singură în frigider. Să fiu beatboss. Și hai noroc. Acum trebuie să-mi duc șamanca, să spunem. Dăm la peță pape. Un, doi. Cât? Ok, pam. Trebuie să duc șamanga. Excuse-moi. Un moment. Mă lovesc pe șamanga. Am nimerit, bă. Am nimerit. Carlsberg se servește aici. Asta e cu reclama probably the best beer in the world. Carlsberg sau Heineken, cum probably the best beer in the world. Cea mai genială reclamă. Oricum, noroc, orice bere ar fi, noroc. Și Madden 2 știi ai putea să folosești. Madden 2, probabil cel mai bun joc din lume. Tuborg e șampon antimătreață. Au venit broscuțele. Mă scuzați. Da. Ce să văd?
Alea să snacks, tati. Vrei? Da. Cum o fă la baba? Bine. Stați aici ce inimioare. OMG. Deci uitați aici ce inimioare din pietre. What? Babu, dar e mie. Da, tati. Nu. Foarte frumoase. Ați fost cu mine? Pune-le ceantă să ne pierdeți. Ce fai cu? Ce? Ce? Ce-a luat-o mie? Pentru că ce ești de scult? De ce ești de scult? De ce ești de scult? De ce ești de scult? Cine e acolo? Oliver? Oliver e acolo. Pupici. Se aude, cred că e alt microfon aici, stai eu. Așa, bun. Nu în România. Da, pe bune? Nu inim în capul cam azi. Ei! Stinge-mi și becul, vă rog, ei. Călin, stinge becul, te rog. Da, a ajuns și familionul, deci mai facem dragonul și... Noaptea golanii nu fac nani. What the fuck, dar tu ai setup-ul la intrare, gen. Acolo e terasa. Și acolo intrarea din, prin spate, practic. Intrarea prin față e pe acolo, prin partea aia, știi? Ma... Preferăm să intrăm prin grădină, că e mai scurt. Mulțumesc frumos. Bă, dacă n-ar fi fost Meti, nu aș fi avut-o. Gen, pentru cei care nu știu, deci când am filmat clipul cu Luigi Revealed, seara tare am ieșit cu reporterul care a filmat. El a dus-o pe prietena sa, prietena s-a dus-o pe Carla, pe soția mea. Și le-a cunoscut și... Pentru Meti. Și ia că-te-o. Somnule, salut. Uite aici. Hai să dăm cărțile așa. Cred că și binecuvântarea și talismanul. Ziu. Flexe, nu mai știu sigur, dar o dau totuși. Da, te rog, fi. Bun. Salut, go to sleep, te pup. Salutări, cum ești? Bă, super, super, ok. Mulțumesc. Ei cu cireșe? Uite, go to sleep, acum că veniși. Hai să tașe. Să trăiești. Consider că e de la tine. Which one?
Mă sună mami, Pim. O să răspund. Da. Adică, nu știu unde Mitelu. Nu știu unde Mitelu. Cred că în baie sau în buc. Talisman o mers, mai 7. Asta. Te-am cărțit, babă, cu-i mei, na. Cu toții suntem, am chestia în pășamagă. Mă, timpul nu iartă pe nimeni, nu știu cum să zic, știi? Unii încărunțesc mai repede, alții mai târziu. Unii mor mai repede, alții mai târziu. E un casino viața asta, bă. Mamă, Vaner. Chiar eram curiat. Păi momentan vorbesc numai română în casă. Aia mare când întâlnești pe cineva, o cunoștință pe stradă sau ceva, începe în germană. Cea mică nu așa mult, dar de îndată ce o să reîncepem cu grădinița, sigur că limba română o să fie pe locul 2. Sigur că limba română o să fie pe locul 2 de îndată ce începe. Bă, eu nu mai am chei răsucite pe șamancă. Ăsta mai am numai 5. Și câte trebuie pentru o intrare? 5, nu? Încarcă. Cu 5 căi răsucite, ok. Și na, cu asta, deci numai 4 o să putem face atunci. Deci cu asta încarcă, cu 5 căi nu am obiecte, încarcă cu 70 intrări. Asta e, mă. Nu-i mare bai. Înțeleg perfect, somnule, n-am luat-o personal, m-a... ziceam așa în general că nu e singurul care gândește asta sau care mi-a zis asta, știi? It is how it is, deci eu sunt ok. Eu sunt ok, ia să vedem dacă putem să mai citim o binecuvântare, putem, bam, 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 nu a mers, binecuvântare, avem G5. Să punem un smarald. Așa, hai să vedem dacă putem pune smaraldul. Bam. L-am pus, o mers, ok. Ok, hai să iau un cum îi zice? Nu, talisman, e piatră. Piatră, putere elemente, bam. Piatră, putere, elemente, bam, o echipăm aici și îi dăm drumul. Îndreptările tare și în purlea și în vecii vecilor, amin. Luigi, când e, cât e un schimbă site? Un von. 100 de milioane de yang. Alchimia să o pornesc nu ar fi greșit. Hai să vedem dacă îl putem face sub influența alcoolului. Bă, George, bă, am făcut câțiva la viața mea. Da. Cred că îl fac și pe ăsta. Adică nu mai știu, trebuie să schimb ceva iteme, nu mai, nu cred, nu, oh, cred că merea. Știi că mi-a ieșit după 1000. Imaginați-vă cum arată Luigi fără babă, deci odată m-am ras, fresh, complet. Și ies din baie și zic ala, oh no, my god, ce ți-ai făcut, what have you done, știi? Deci oripilată era Carla, oripilată de cum arătam.
Era frică că o bagă la corupere de minor, gen, știi? Chiar da mi-o fărbaru. Go to sleep, bună întrebare, nu știu să-ți dau un răspuns, boss. Nu știu să-ți dau un răspuns. Când începem un în la store. Cândva, cu siguranță o să încercăm și un alea store. Da, nu știu când, boss. Barba face pe om, adevărat, Nicolae, adevărat. Am făcut și 80 de like-uri, putem face 100 de like-uri, doamnelor și domnilor. Ia să vedem. Păi ce mă seacă stanurile astea. Nu mai știu metinele, care trebuia... Aroganței și singurătății, parcă primele, nu? Păcat că e plin. E plin, ok. Da? Jumate, hai că e bine. Hai că bine, 1001 de like-uri, mulțumesc, mulțumesc, să fie, fără număr, fără număr. Bă, George, dar tu ești moderator pe Discord și nu ești aici, bă? Dar ce se întâmplă? Cum poate fi una ca asta? Da? Ok, mi-am dat un... Ok, mai parcă ăsta. Și ia să vedem. Bam, 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 chiki-bam. Chiki-bam, chiki-bumba. Uite că eu crescut un pic. Eu crescut un pic. Salut, Tavi Strongest. Eu am problema asta, Nicolae, și eu sper să scoată skin-urile rapid. Padule, I'm so sorry. Deci mi-a dus o cala, am zis, oh. Și mi-a dus-o și e atât de unsuroasă. Pe lângă că e dulce, încât mere și cu bere, bă. Încât mere și cu bere, atâta puntură pe aia de-aia. De pupadule. Hai mă, îl fac în 5 minute sau nu-l fac? Nu, îl fac, iau stun, va. Aroganței. Chat, Adrian, Jimmy, nu știu ce-i comanda asta, nu cred că am Nightbot, nu știu, prea chel sau prea bărbos să-mi pun Nightbot, tot am zis că îmi pun, tot am încercat, dar somehow nu s-a întâmplat cumva. Da, nu știu ce să zic.
Ridică bufa, am ridicat-o. Ai site, am PewDiePie. Am. Acum eu dau, sper. Nu le-am numărat, dar fuck it. Cine mai numără, știi? Cine mai ține socoteala? Și că am dat-o unui dragon. La voi e ora 9, ora 9 fix chiar, Striker Mad. Ora 9 fix. Dacă nu te duce pe site, trebuie să folosești un alt browser. Încearcă printr-un alt browser și te duce la site-ul ăla de logare. Okay. A, trebuie să încarc asta. Ok. Ok, da, și intră. Acum intră, bam. Bun. Salut, Ligi, când se va băga tombola de vară? Răspunsul este super simplu, la vară. Domnișor Rot, ce onoare, auzi acolo, sabie otrăvită plus 2, ui, tot mă umezesc, când văd sabie otrăvite pe jos, tot mă umezesc, 4 medie, doamnelor și domnilor. Lui la Amazon angajează cu 12,60 € pe oră. 12,60 €, doamnelor și domnilor, pe oră. Salut, Alex Dogaru. Ce faci, man? Au început deja copiii, clasicul cu mârâitul, cu supăratul, cu enervatul unul pe altul. Mi-a fost dor. De ieri am avut liniște. Mi-a fost dor, sincer. No BS. Când mai faci, bă, Aline, în curând, am vrut live-ul ăsta, dar a fost tot așa nepregătit, știi? Dar o să facem. Vince vrăjește cu bă, cred că unul singur am dropat, că am început cu 20 de minute înainte să termin eventul. Îl vând, ce să zic, 25 de milioane.
Ce-o dus, e full dragonul. Păi full dragonul, fuck. Bună seara, Casiane! Închizi pe aia, terasa. Închizi terasa, te rog. Broleta. Merci. O să dureze cu câteva minute mai mult ca și ultimul. Da. Aștept în bazar pentru văjește, bă. Cu ce iteme bați? Cu iteme vai și amar. Deci cu fulger am numai armura asta. Cu ăsta am rezistență la fulge și cam atât. A, uite, și cu colierul de ăsta bat. Și cu colierul de vânt băteam. Uite, așa da, uite, încă 1000 damage în plus. Așa mai mere! Așa mai merge! Acolo scoică. Ce alchimie? O pacă. Numai rubinul e clar. Pârâie opaca pe tine. Ți-l desface mami, tati. Dacă mai la mami, ți-l desface și ea. Eu vrei să-l desfac. No, dă-mi. Dă-mi. Așa, uite. Arată și-a nici o șarfa, noi nu știu. 7 medie. Deci... Da, mai tare puii mei, cred că vine de la numele, că am YouTube în paranteză. Cred că ăștia cu nume în paranteză, știi? Au 10% damage în plus, nu știu cum să explic. Uite că mi s-a terminat și energia, mai băgăm una de 7. Cred că de la Nazar și costume tot. Bă, pe costum am 30 valoare tacului pe ăsta. Atât. Cred că mai spawnează odată și pe aia. Eu dăm la ăsta.
Că simt că s-a încărcat peste jumate. Vor veni multe singurătăți și aroganțe. Acolo, bun. Hai că acum eu dăm. Jolie, poți să nu mai țip, te rog, așa. Jolie, poți? Și a apărut ceva, dar n-am văzut ce să-mi bapice. A fost o donație? Nu știu de ce nu merge volumul la ăsta. Cred că a fost donație, așa e? Și am ratat-o. Bă, nu am nimic împotrivă să joace, știi, numai urlă fără sens. Can sau Minidal? Minidal toată ziua, boss. Minidal toată ziua. Ăla 5% monștri să simte, boss. Nu s-a auzit donația, nu știu ce probleme am aici cu sunetul, dar imediat remediem. Cred că minim 20.000 trebuie să dai ca să-l faci. Cred că minim 20.000. Cu 20.000 mere numai trebuie să-ți calibrezi bine și când îi dai o travă gen, știi? Dar așa costă 20, eu nu m-am uitat. Deci eu nu m-am uitat cum îi dau o travă, i-am dat din prima o travă gen, știi? Acum iar e la jumate, futui. Chiar și-au fost multe de astea. Mie-mi place canul că dă și PV. Păi și Minidal dă 2000 PV, dar cu 5% monștri în plus. E mai scump mini, adică depinde, na, poți deschide 100 de cutii să nu iei can, știi? Și atunci ai mai ieftin Minidalul, practic, da? Ai fiecare după posibilități, ce să zic. Dă PV Minidalul, nu știam, păi nu dă 2000 PV, bă. Păi eu dacă bine mi-am inteles, dă 2000 PV și 20 monștri Minidalul. Nu arată aici ce dă Minidalul. Eu știu că dă și 2000 PV, bă. 2000 PV, 20 monștri. Tony Vlaicu, nu știu, sper. Crezi că n-ai petul. Da, bă, mă miram de ce am așa damage mic. Acum l-am, ok. Mulțumesc că vine garda. Sper să fac acum să mai fine, uite că bade 13 minutele el. Da, Cryptex, îți din arat. Tyson Blood, pe wiki scrie 2K cu 20, așa și este Tyson. Credem că ăsta nu l-am spart și să vezi că are e full ăsta, bă.
A, nu. Hai că acum îl facem, nu? Nu știu cum de m-am întârziat atâta la ăsta. Da, se mai întâmplă. După asta trebuie să facem un țâș, scurt, rapid. Hai să ridic eu șaman ca să nu, știi? Ok, și acum să o dăm la căcăciosul ăsta. Cinci pe zile la 500 MD. Sper că nu ai băut cu o live. Nu? Sigur? Ce ai făcut? Calma un pic. S-o mănânc. Să-i mănânc, de fapt. Am ridicat-o mai înainte, hai că mai ridic o dată. Și m-am luat cu poveștile, uite că deja de un sfert de oră bat, în mod normal 15-10 minute, auzi. Bună seara, Adriane! Cât fulger ai nevoie să reziști, cum trebă, habar nu am. Deci eu dacă mă uit acum cât fulger am, cred că am vreo 15? 25 fulger am. Nu știu ce să zic, nu. Mi-a dat și numai 8. Mama, mă, si de treabă. Ce mi-e de live a 38? Ți-e dragă ție așa? Nu mi-e dragă, dar păi, da, o dau de mâncare la pet. Vreau să fac repede, repede un țâș. Ultima donație de la Tyson Bled. Da, așa, să vedem aici. Barababam. Nu știu de ce nu se aude ăsta sistemul. Dar mai dăm o dată donația. Ați... Hai să așa, permitem, ok. Și Tyson Bed, 5 euroni, acum 7 minute, îți mulțumesc super, super frumos. Nu pot să-ți spun de ce nu merge. Hai să-l închid și să-l deschid iarăși. Da. Ce să vedem acum? Acum se încarcă. Mai încărcat, ea se mai dă o dată, relaunch. Tot nu vreau. Nu știu ce să zic, dar îți mulțumesc frumos, Tyson. Să fac un țâș și continuăm cu... Metin 2 te așteaptă cu o mulțime de servere permanente, speciale și temporare ce îți satisfac toate dorințele. Creează-ți un cont chiar astăzi și alătură-te prietenilor tăi în lupta împotriva forțelor răului pe serverul visurilor tale. Metin 2. Joacă gratis acum! Das sich jetzt schon auf dich freut. Attraktive Gehälter, die dir jede Menge Freiheit ermöglichen.
Mach mit als Amazon-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Hohenplattendorf und verdiene 12,60 Euro pro Stunde. Klicke auf das Amazon-Banner, um dich zu bewerben. Shakalaka, boom, boom, boom. Și Cryptex spune: nu mai încercați vrăjitoric când plusați un obiect, că nu are nicio relevanță. Am făcut server de Metin 2 și totul este în șanse de reușită. Nu că dacă faci tu tot felul de șmecherii îți crește șansa, auzi acolo. Deci nu mere cu șmecherie, Metin 2. Te-ai spălat pe mâini. Nu am pus mâna pe nimic, știi, mi-am dat jos pantalonii, m-am așezat, am făcut din stând, am făcut un pic de salsa și mi-am ridicat pantalonii, deci n-am pus mâna pe nimic ca să fie nevoie să mă spăl. Băieți, ziceți-mi și mie un nume mișto de war să îmi pun pe joc. Ia să vedem sugestii acolo, sănătate. Cred că mai ăsta-l facă, nu știu, așa, parcă nu mai, parcă destul. Nu am obiectele necesare, că mi-e dau de pe Luigi. Păi mergem apunul, că mai avem... apunul trebuie să vindem un vrăjește cu 25 de milioane. Nu este destul loc în nimeni, bă. Opa, Twinkle, little star, how I wonder what you are. Încarcă. Intră. Bam. Generează instanță. Și acum intră, da. Ok. Îl sugi nițel. Nu știu dacă mi-l... Păi am un war pe România ca lumea, îi mental. PU314LA. Și pupilă, știi? PU314LA și 314 vine de la 3,14, valoarea lui Pi. Din matematică, știi? Și... de fapt e pupilă. Cred că mai este și numele la mașină, 314ZDA. Știți de unde? Las că nu știați, știți acum. Așa somne, da. Gata. Boierul, mă, auzi acolo? Bă, ce ăsta ar mere? Ai noroc, ea că am dovedit două verbo. Asta o crătez și o închid și o pun bine pentru mama soacră, că ea pune bulion. Sticle de astea.
Mă depinde de spawn-ul de metine. Ninia, ai copii? Poți să dai înapoi vreo jumătate de oră. Și vezi. Am trei bucăți, boss. Două fete și un băiat. Cine nu-i plin acum, așa-i? E full, s-a făcut full dragonul. Mulțumesc, Minea. Muianol. Asta e bun, asta e bun. Muianol, deci... Pare miciudă că nu m-am gândit eu la Muianol. Eu mai am așa Muimax. Muimax ar fi sinonimul, știi, cu Muianol. Ia un Muianol să-ți treacă, știi? Și Muimax e cu același principiu, gen Muie to the max, știi? Muie to the max. Dar bun ăsta Muianol. Salut Cătălin, ia aici, de ce nu dispare donația? Ah, fuck, 20 de eurones de la Tyson Bud. Am pus-o pe mijloc. Să punem aici să rămână. Vai de capul meu, mai ratai o donație, bă, Tysoane. Sau ratai sau nu ratai? Să dau un refresh aici. Nu ratai. Sunt total câte donații mi-au făcut în ultimele zile, gen. Mulțumesc, Tysoane. Și pumicilină merge. Și pumicilină merge. Mai eu știu de pulimicină, gen. Deci eu știu nu de punicilină, ci pulimicină. Nu știu ce. Ce-i, tati, cine te-a supărat? Hai că imediat îl desfac. Ma, numai să nu dai pe ele pe jos, da? Imediat îți desfac asta, tati, da. Imediat. Stai, da. Ma, vezi că mă sperii. Îi desfaci tu asta lui Oliver, te rog, tati. Fata poți pita, mă. Vai de capul meu, Carl. Jolie. Cine te-a învățat să vorbești așa? Fata. Cine? Și pentru cine se întreba dacă copiii vorbesc germană? Uite răspunsul. Gala, eu iau strike din cauza lui Jolie, că înjură pe live. Auzi, Carla, mă închide ăștia live-ul. Deci asta a rămas. Deci asta cu pista mătii. O rămas de anul trecut, când am fost două luni în România. Fost la niște prieteni de familie. Ai, fii atent că mi s-a terminat asta. Oliver, tati. Și am fost la un grătar. Și acolo l-am învățat. Încercăm să nu mai avem nicio reacție când fac asta, pentru că cu cât le dai mai multă importanță când o zic, cu atât o să folosească mai des, știi? Și acum aplicăm, bă, știi? Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic când zic așa, tocmai ca să încercăm să-i manipulăm în a nu mai zice așa ceva, că nu.
Nu-i tocmai frumos. Ați auzit și voi. Am crezut că nu aud bine și am dat înapoi. Haide că mă. Păi și noi, greșeala noastră a fost când o zis prima oară am râs, știi? Am râs, că ce drăguț o zis, știi? Dar am zis, nu, nu mai știu dacă am râs, am zis, vai, nu-i voie să zici. Și de atunci, tot ocazional, inopinant, folosește expresia. Ah. Deci aveți grijă ce vorbiți în preajma copilului, adică nu că am vorbit, deci intenționat eu învățam Magda, mulțumesc Magda în caz că te uiți. Mulțumim Magda. Nu, stai că am uitat că nu am asta, nu. No, să vezi acum ce fentă bag. Să văd dacă am unul pe distribuie. Am niște instante. Im Sommer an einem Freitag um 5? Oh, nein, muss das sein? Oder wollen Sie den Arbeitstag wirklich besser machen? Dann geben Sie Ihrem Team Laptops mit Intel Vero. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures. Ja. Also, vielleicht sagen Sie, Sie haben resolvat problema. Auf Laptops mit Intel Vero im Intel Evo Design. Die können produktive Teams wirklich brauchen. Cristinel. Deci foști prieteni de familie, de... a, deci foști prieteni, nu, sunt super de treabă, sunt niște oameni minunați, numai, s-a întâmplat și asta e. Și ei au tot trei copii, două fete și un băiat. Și sunt ceva mai mari ca și ai noștri și Alin, știi, tot în tatăl lor. Tot în... Hai Vali, ce faci, ce mai aștepți? Și lui a ieșit din a treia băiat și de presiune pe umerii mei și eu două fete și a treia, al treilea și la mine băiat și ha, știi? Și am mers și am băgat un disc acolo. Nu, tot vorbind, tot nu știu ce. Ce pe nevastă sa. Și-o lizi pista mătii. Pista mati. Nu, pista mătii. Atât au exersat până... Da, și o rămas, vocabular, din păcate. Sper că nu pentru mult timp, gen. Ok, mai facem un iureș, o aură și i-o dăm, mai îmi dau un buff. Și hai să facem și dragonul ăsta și bine o fi. Am făcut 2 sau 3 voni. Când eram mic la grădiniță am înjurat-o pe educatoare că mi-a luat plasterina. Oh. Ne e dor de fiz cultiv. Bă, știu, bă, foarte mult entuziasm. Am investit în fiscul, bă. Și mie mi-e dor de multe, bă. Pare rău, nu. Am lăsat conturile alea pe bară. Sincer și mie îmi pare rău, bă. Da. Poate o să se întoarcă cândva, ce să zic. Nu știu ce să zic, boss. Poate o să se întoarcă cândva fiște. Thank you.
Le-ai dat până nu? Încă le-am, încă le-am, am dat din iteme numai. Am dat numai din iteme, conturile încă le-am toate. Le-am în mare parte pentru că este interzis să împarți datele contului cu cineva, știi? Deci nu ai voie să împarți datele contului cu nimeni, gen. Deci încă le mai am. Recent, acum vreo 2-3 săptămâni am intrat pe discul sau pe Luigi, nu mai știu. Hai să-mi dau de pe Baby, să-mi dau cuferele, că am câteva și pe Baby. Cred că atât a fost 5. Hai să procedem. Tipule cu vrăjeștele, mai ești pe zonă? Sau nu mai ești pe zonă? Nu mai ești în mapă 1 să... Obișnuiai să fumezi iarbă, obișnuiai să fumezi tutun înainte de ce mie. De fapt, acum 2 ani am renunțat la fumat complet. Iarbă, foarte rar. Iarbă, super, super, poate o dată de 2 ori pe an, dar tutun, fumam foarte mult, pachet pe zi. Și în mai, acum 2 ani, am renunțat complet la fumat. Nu-mi vinzi, te rog, unele. Bă, nu știu cu cât îi. E fai că-ți vând, zi-mi un preț corect. Pe 3 voni, 4 voni, nu știu, dăm un mistreț și pun un skin de money pe el. Am de 7 zile, 3 cred că. Trei voni, nu știu. Cât e prețul? Stai că ăsta pot direct în așa. Plânge bebe lui, ce nu plânge boss. Aici e mama lor, mă, cum să plângă. Dau 3 voni. Dar trebuie să-mi dai mistreț, gen, sau, știi? Sau dacă cumpăr mistrețul, e cu atât mai mult. Nu se mai poate lua de ăla mistreț. Parcă era să-ți iei mistreț pe 7 zile. Undeva, cumva. Sau nu era? Îți dau vam. Ok, îmi dai mistreț și îmi spui cum să face și... Bun. No, mai vrea cineva vrăjeștele ăla sau nu? Hai să vedem cât îți cuferile beran să le pun la vânzare. Bam. 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 P-R. Bam. 11.500.000. Bărăb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 ă
minute 44. Și totul va fi bine.
Domnule, nebun, uite bă, aura pe aici, level 30. Deci la cufere lumina lunii nu există. Nu există doar și poate, a? O, teche-teche-te, pup, mădălinule. Stai așa să schimbăm niște Young în voni. Ca să putem să mai punem. Unde vin bazar, maga, gen? Bă, hai în map 1, gen. Sau hai bazar și mergi să schimbi și pe aia. Hai la depozit. Young în bon, 5, ok. I-am schimbat, combo. La mine cu schimbă, hai depozit. Ok. Hai să schimbăm bonusul combo. Schimbă ăsta de la event, am dropat numai 1, somnul m-a acceptat. Uite, ăsta e bun. Deci ăștia, bam, chiki, bam, boom. Am doar 1. Și îi dăm acum. Hai că am și eu 1 cu 6, hai că nu-i rău. Să dezechipăm astea și umbrăjește. Pare rău, aș fi vrut și eu mai bine. Îmi pare așa rău că se stinge serverul România, abia dacă se vinde ceva, abia dacă mai farmează băieții. Bă, trebuie să-ți imaginezi că sunt jucător de peste 10 ani pe serverul ăla și să vinde. Deci nu se mai vând decât iteme perfecte, gen. Deci să vinzi un item mediocru sau așa, e super dificil pe România, să vând doar iteme bune spre foarte bune. Alea singurele care se mai vând pe piață. Mulțumesc, te pup, sorry că nu a intrat ceva bazar, plană. Ok, hai să mai punem astea la vânzare. Pardon. De ce mă lovești capul așa și astea, boss? Ce ți-am greșit, bă? Deschis și gata. Te pup, combo. Cele mediocre se vând doar prin combinații, nu prea le dai. Uite, și Tyson Blood știe că joacă pe România. Stai, Cola, tu ai vrut... ok. Ok. Dăm un mistreț. Deci ca 6-6. Deci vrei pe tigru legal? Înțelegi? Da. Ce-i, tati? Ce-i, tati? Ce-i, tati? Mami, îmi pot. Stai un brațe? Nu, mami, e pot. Bate, mami? Nu, cred că poate. Cum să poate, nu te bate, mami. De ce să te bate? Nu, așa, că nu există. Uite, hai că în 5 minute termin și pe aia vă usc capul, facem mami baie, da? Nu, mami vă face baie și eu vă, da? Uite, vă faci baie, prima oară? Baie, da... Vă fac eu baie atunci? Nu, bine, 5 minute, da? Așa, bam, te aștept aici, ok, no, hai să vedem. Deci avem tigru regal, de la K66 și 3 voni. Ne ducem unde ne ducem? Nu știu, n-am mai pus skin. Am cumpărat așa tot timpul. Farmează și la citite 50 de milioane. Bă, o să fumez când fumez, farmez când pot și nu știu. Stai să vedem. Pa. Cred că pe aici.
Cum te-ai lăsat de fumat? Îți voltă pulsul. Mi-am luat gumă cu nicotină, Nicoret, și am amestecat o zi. Mi-am luat gumă cu nicotină, am amestecat o zi și... Simplu. A, nu, asta nu, la asta la parte. Transformare mount, da? Costul de transformare 30. Bam. Bam. Ah, cum e? Unde sunt? Obiectul țintă în stânga și materialul în dreapta. Yang sau un toghe la sau și modifică aspectul mount. Așa se schimbă, e bine? Vă mulțumesc, dar ziceți-mi dacă e bine. Ce diferență simți de când te-ai lăsat de fumat, mâncare ala gust, respira altfel, etc. Bă, nu mai ești dependent de... Fumatul nu e doar că fumezi. E mult mai complex. Am vrut și vreau încă să fac un videoclip despre asta. Cândva o să fac. Deci așa, ok? Hai să iau că am și un token. Am și un token și fac așa. Fac un token să scap de el, că altfel tot țin de tokenul ăla. Nu-l folosesc niciodată. Flegmele clasice. Bă, tușesc mult mai puțin. Flegme. Ce-s alea? Nici nu mai știu ce-s alea. Asta pentru comand. Asta de mere și asta. Nu știu, am fumat cât vreo 16-17 ani. Și... Asta de mere, tokenul ăsta. No, fuck it. Deci pun ăsta și ăsta. Okay. Obiectul țintă în stânga și materialul în dreapta. Țintă în stânga și îi dăm așa. Deci am gumă cu nicotină, Nicoret. Am mestecat o zi. Și pur și simplu n-am mai fumat după aia. Picheta însă puțin mai scump de 30. Ok, mulțumesc, Bianca. Ok, da, îi dăm așa, bam, bam. Sper că am făcut bine. Da. Trevoni, i-am făcut și acum mergem să îi înapoiem lui K66 mountul maestuosul Eli. Uite că făcură niște bani. Invers, cum invers, mă? Taci. Mă, dacă invers, ia că am pierdut. Ce ai, mă, așa au vrut. E de ăsta cu 20 și cu viteză de mișcare, bun. Hai să nu îl călăresc. Îl călăresc pe-a meu. Așa 6, ești pe zonă, uite-l, bam, bam, bum, să fii sănătos. Să sănătoasă, invers, cum să fie noi? Expectorațiile din gând, deci nu, și bețiile sunt mult mai blânde, adică mahmurelile de a doua zi. Că mai de mult, când era de o beție, de o discotecă, de un club, de o ieșeală, nu știu ce, pe lângă cantitățile super mari de alcool, mai intrau și 2-3 pachete de țigări și astea contribuiau la durerile de cap și stările de greață și poa. Și no, e mult mai bine. Eu cred că și trebuie să vrei. Deci eu m-am decis că nu mai vreau să fumez în momentul în care fumam în baie. Și Jolie, asta mare, avea 2 ani, când intram în baie, numai în baie vroia și ea să vadă ce fac, știi? Și Jolie nu-i voie și, tati, dar vreau să intru, vreau să te văd. Și am zis, bă, ce căcat fac, cum, adică, știi? Deci eu
prin faptul că fumez, îi fac traume copilului meu, pentru ce? Pentru o țigară? Ce-i țigara până la urmă? Atunci am făcut click, am zis, data și de ziua mea, 3 mai 2020, mi-am făcut cel mai bun cadou pe care puteam să mi-l fac, am încetat să mai fumez. Și Carla era însărcinată cu Oliver, cu al micu, și ea, și amândoi nu mai fumăm de 3 mai 2020. Și acum 3 mai am făcut 2 ani și nici nu am de gând să mă reapuc. Aici, prințul moștenitor, singurul neamț din familia Hanci. Așa e că și arată neamț. Ce tati? Hai că vin și mergem și facem băiță, da? Cum te-ai lovit? La babi. La babi? Da. De ce nu ai grijă, tati? Ce s-o? Hai că mergem. Mergem, facem băițe și la nani. Dragii mei. Bă, nu mi-a fost mie, deci trebuie să vrei. Jolie. Jolie, de ce umbli așa? Deci trebuie să vrei. În primul rând trebuie să vrei, trebuie să știi. Uite, eu pentru ei m-am lăsat. Că eu vreau să devin și bunic, știi? Deci vreau să și bunic și de ce nu poate străbunic. Și așa îmi și sporesc șansele, știi? Să trăiesc, să apuc, să văd, să... Știți? Bam bam, hello. Bam bam, da, zici, bam bam. Mai muțel. Mai muțel. Ce faci, Jolie? Unde e Jolie? Dragii mei, am fost Luigi. Rămâne sănătos și vă doresc un start de săptămână mega țâță de muță. Ne vedem data viitoare. Rămâneți sănătoși, voioși. Sănătate, ciaules, baule! Metin 2 te așteaptă cu o mulțime de servere permanente, speciale și temporare ce îți satisfac toate dorințele. Creează-ți un cont chiar astăzi și alătură-te prietenilor tăi în lupta împotriva forțelor răului pe serverul visurilor tale. Metin 2. Joacă gratis acum!